Mai sunt întrebări, domnilor? Turta pe care ați gândit-o cu cei de la Ducofruct, în mare parte ce va conține? Încă n-am gândit-o cu ei, acum am primit doar invitația. Aș zice că va avea ca structură de bază o bună parte de drojdie și ceva izolat proteic. Pe izolat de ce? De soia sau de zer? Nu știu, depinde și de preț și de disponibilitate și de mai multe, dar soia și zero am văzut că nu e mare diferența ca și teoretic, ca și structură chimică. E vorba de preț, cel de zer costă. Să vedem, acum eu m-am gândit să văd variantă cu soia, variantă cu zer, să văd care e răspunsul albine, că până la urmă albina decide. Și mai multe, deci partea de grăsimi, partea de vitamine, partea de... Sunt mai multe mărunțișuri care trebuie spuse la punct și care la nivel gospodăresc nu ai cum să le atingi. E vorba de chestii de finețe, deci nu ai să mergi la cantități de tone și alta e să mergi la câteva kilograme acolo, că n-ai cum să le amesteci. Dar asta ziceam, de grăsimi, de... Nu, chestii de dinamică. Rețeta celor de la P-Expert, care aș menționat-o la București, așa dată deasupra ca pastă brută, o ia greu sau spre deloc. Dar diluată cu puțin ceai sau cu ceva ulei de porumb și dată pe ramă cu lingura, metoda domnului Calmoș, a fost luată, excelent a fost luată. Ați făcut-o fără ulei de porumb? Am făcut și cu ulei și fără ulei. Dar, și fără ulei a mers mai greu? Da, mult mai greu. Dar cu ulei de porumb n-am încercat fără. Foarte bine. Deci eu n-am încercat fără, dar eu din start am făcut-o cu ulei de porumb și am fost uimit chiar cât de bine a mers. Deci a mers foarte bine. Acum partea asta Intenția nu a fost aceasta, să o fac fără. S-a nimerit în ziua respectivă. Am înțeles, ați greșit. Da, nu am mai multa să mai cumpăr și oricum, ulei de porumb. Am fost mulțumit și de drojdie, așa, în principal, deci doar drojdie cu polen, drojdie fără polen. E peste soia și peste lapte, în orice caz. Drojdie a mers foarte bine și e ok. Și ca structură chimică. O cam face cozonac drojdia, ce-i drept. Dacă se mărește puțin cantitatea, am cam încercat să evit drojdia mare parte. Drojdia cu polen, o să știți că e ok. Deci chiar am... Nu am folosit cu polen, nu am avut. Am găsit prețuri mari și nu mi-a convenit să iau. Da? Am înțeles. Dar să știți că versiunea cu ou chiar am folosit-o de ceva vreme, bună cu cea de ou. Chiar și în sirop, cât și în turtă. Și apoi am trecut pe praf, fiindcă n-am mai găsit atâtea ouă în curte încât să fac eu nu știu ce minune de pastă. Eu am făcut aia treaba ce am zis-o la București, am cumpărat pur și simplu cele mai ieftine ouă din magazin și așa nu am luat casă din gospodărie. Da. Dar oricum, cred că totuși cantitatea aia de ouă e prea mare, deci nu se justifică chiar așa mult. Citesc că ouul are cam 11 sau 14% proteine, nu mai știu exact, fiindcă calculam în vremea respectivă. Singura justificare e pe partea de grăsimi, nu pe partea de proteine, că proteinele, v-am zis... Da, are puțină, are ouul. E vorba de structura grăsimilor din nou care contează și nu știu, acum n-am calculat substanța uscată, dar aș merge pe mai puțin ou până la urmă. Am luat o motamo, am folosit-o, dar totuși cred că mai puțin ou, nu știu, eventual poate să conteze și la atractivitate, nu știu ce să zic, ca și ulei de porumb. Asta trebuie văzut, cu mai puțin sau cu mai mult. Dar asta zic că sunt multe, multe mărunțișuri care ar trebui puse la punct și în consultanță cu albinele. Am văzut variante mai cu mai mult, cu mai puțin la ou și la mai multe. La care dintre proteine, la așa, variante și variante, să vedem cum ce zice albina. Polenul, spune albina, dar dacă nu-i... Da, numai că și nosema este în polen și viroze și toate prostiile. Da. Asta e baio, că de aia nu se folosește în
industrial? O altă întrebare aș avea, dacă se poate. Da. Ați vorbit despre importanța căldurii într-un stup sau într-un nucleu atunci când matca a venit de la împerechere. Vorbeați despre acei cili care se mișcă și face ca sperma de la trântor să intre în abdomenul... În spermatecă, până la urmă. În spermatecă, așa, se intre în spermatecă. Spuneți-mi un pic, atunci când vorbiți despre căldură, cam câte rame sau ce cantitate de albina trebuie să fie într-un nucleu, în așa fel poate produce o căldură suficient de bună, fiind folositoare... Fiind folositoare măcii, în așa fel măcile aia să nu aibă probleme. Cantitatea, nu știu ce să zic acum. Eu nu am mers pe o idee așa intuitivă și mi-am făcut niște nuclei care au, dacă e să-i analizez la suprafața de fagure, cam undeva la 3 rame de, să zicem, o jumătate de ramă, da, în total. Deci trei rămuțe care împreună fac o ramă de nu de dadan, de magazie de dadan. Așa, ar fi 3-4, chiar și 4. Deci ca spațiu ocupă 4, dar am avut momente în care am lăsat și 3. Intenționale am lăsat 3 și pe a patrulea, pe a patra, știind că nu există cantitate de albine, am pus o foiță. Că albina, dacă nu e în exces, nu se pune să ocupe foița și au fost forțate să formeze gen pe 3. Acum 3 poate e prea puțin, dar 4 eu zic că e suficient. O problemă este că trebuie să fie aglomerată albina. Asta e o problemă, să fie cât mai bine aglomerată, și a doua problemă este să fie compactă. Deci nu putem merge, părerea mea e că nu putem merge pe rame, pe una, două rame dadant, așa cum putem merge pe aceeași suprafață de fagure compactizată. Să fie pe 4 intervale, nu pe una, două. Pentru că albina aia, vă dați seama, că e ca o frunză. Deci e împrăștiată în stânga, în dreapta și nu, nefiind compactă, trece frigul prin ea. Penetrează frigul. Or, fiind ghem, să fie ghemul cât mai sferic, cât mai aproape de sferă sau de cub. Atunci altfel că un alt aspect pentru reglează temperatura. Să înțeleg că un alt aspect pentru care apare căldură ar fi să dăm la albină de lucru. Adică dând sirop. Da, clar. Un sirop care să o forțeze să ventileze. Imediat se creează activitate musculară, ele când ventilează, dau din aripi, se încălzesc altfel. Imediat e tot în regulă. O altă treabă ar fi prezența unui mici cantități de puiet căpăcit, că necăpăcit deja... E o problemă cu acceptarea măcii, e posibil să respingă matca dacă au puiet necăpăcit, dar având un pic de puiet căpăcit, s-ar putea să le, și asta să le motiveze să țină temperatura sus, dar siropul, o cantitate de sirop ajută foarte mult. Siropul să fie dat zilnic sau o cantitate mai mare la un interval de zile? Ideea mea ar fi să fie matca ținută, să nu iese, cu Grate Hahnemann la Urdiniș timp de 4-5-6 zile. În momentul în care luăm Grate Hahnemann, îi dăm și siropul. Și siropul ăsta are efect pe mai mult de 24 de ore. Are pe 30 de ore pe puțin efect de încălzirea întregii cantități de albine acolo. Și albine cât mai compactă, cât mai aglomerată. Deci asta. Dar asta zic, în momentul în care matca e pregătită să iese, e matură sexual, pus siropul și dat libertate măcii, dar atunci să fie programate amândouă în același moment.
Haideți să vedem dacă mai sunt lucruri care să se apropie și de partea de anatomie și fiziologie, care să le clarificăm și care totodată să le coordonăm în procesul acesta. Fiindcă atunci când vom discuta despre procesul de creștere, să putem să le avem bine așezate, să nu mai există confuzie. Mai avem neclarități. Daniel, consider că mai trebuie ceva completat? Acum s-ar putea să fie, dar nu îmi vine în minte, s-ar putea să fie omis ceva fără să-mi dau seama, nu știu. În general am avut un pic de temere că nu se înțeleg toți termenii, că nu o să se înțeleagă anumite denumiri, anumite... Așa. Dar dacă n-am fost întrerupt, n-am fost întrebat, nu... probabil că s-a înțeles. Poate că oamenii noștri au un pic de cunoștințe de biologie sau de medicină, de... încă din școală și de aia nu e problema în a percepe treaba asta. Ale bun, atunci vreau să subliniez că nu este necesar să primim de la dumneavoastră acele chestionare. Nu vrem să ne aglomerăm cu ele, fiindcă noi vrem să le citim, le parcurgem și să ne formăm o idee, să putem noi ca formatori să știm să facem ajustările necesare în dinamica predării, în dinamica discuțiilor. De asta vă subliniez necesitatea de a avea feedback de la dumneavoastră prin acel material. Eu nu vă pot lansa pentru această temă material, fiindcă nu l-am primit pe celălalt. De asta vă rog frumos să nu zăbovim prea mult ca să ne aglomerăm în final și să ajungem la concluzia că a fost prea mult de discutat sau prea mult de completat. Pentru a fi lesne pentru fiecare, am socotit ideea de a completa în acele orduri, în acele document ord, și nu știu cu mâna, ci cu calculatorul, și totodată să vă treceți la fiecare fișier, și în fișier, și în denumirea fișierului, numele dumneavoastră. Mâine e zi de sărbătoare. Ca atare, cu permisiunea dumneavoastră, ne vom reîntâlni sâmbătă. Sâmbătă? La... sâmbătă? Da. Ai altceva de făcut, Marian? Păi știți că e târgul de la Craiova. Așa. Nu știu exact unde și cum voi fi. Sper să fiu alături de dumneavoastră. Ok. Mai este cineva care are o altă sugestie vis-a-vis de sâmbătă? Nu mai vorbește nimeni. Există varianta și posibilitatea pentru cei ce sunt în deplasare să folosească telefonul mobil și la volan sau în mașină. În caz că cineva se deplasează către târg. Posibil să rămân peste noapte acolo, sau mai mult ca sigur voi rămâne, am zis că de se va face nu știu ce petrecere, să spun așa. Și la sub forma asta m-am referit. Amu, dacă tu te duci la petrecere, noi ținem anume cursul. Bine punctat. Eu sper să ajung. Eu acum mâine merg spre Sibiu cu Ceara. Se pare că pe sâmbătă, pe la amiază, vor fi voi termina cu ea și sper să fiu acasă până atunci. Haideți să facem un fel următor. Aștept ca până vine să primesc ultimele chestionarele care nu le-am primit în seara asta, ca vină să mă lansez chestionarele legate de tema dezbătută astăzi, în așa fel încât luni când începem să nu mai fie restanță la chestionare, la răspunsuri. Aveam felul acesta să înțelegem că ne respectăm timpul și prioritățile fiecăruia dintre noi și nu ne supunem la cază de experimentare. Că altfel
fel și este reacție și contrareacție, este energia aceasta mecanică. Când ne aglomerăm prea mult, ne tensionăm prea mult și producem stres sau transmitem stres. De asta subliniez importanța acelui material. Din experiența mea ca și student, dar și ca formator, parcurgerea la timp a materialului respectiv m-a ajutat tot timpul să-mi fundamentez și să conștientizez ce de fapt, care au fost informațiile care mi le-am reamintit, sau care au fost informațiile care, sau cunoștințele care mi le-am asimilat, și de asemenea care au fost aptitudinile sau lucrurile care am devenit conștient de ele, sau chiar care mi le-am reușit să mi le internalizez. Acum, noi discutăm de aspecte teoretice, vom avea ocazia și de aspecte practice să le punem în dezbatere și să ajungem chiar să lucrăm împreună într-o școală de vară. Asta e o altă discuție. De aceea insist pe importanța a parcurge și a avea un feedback, a parcurge cursul și a avea un feedback. Odată cu primirea chestionarului care trebuia să-l primesc astăzi, o să primiți și partea pe care e de cursant, pe tema dezbătută astăzi, și să aveți în felul acesta și când voi avea chestionarul, să aveți și suportul de curs. Și dacă nu mai sunt alte lucruri de subliniat, sau de discutat, sau de lămurit, de clarificat, ne oprim aici. Da, Ionuț. Mulțumim pentru informații. Și noi mulțumim, drum bun. Călătorie plăcută. Mulțumim. Noapte plăcută. Mulțumesc, seara bună. Drum bun și noapte bună. Seara bună. Mult succes, bună. Pe sâmbătă. Pe sâmbătă ne întâlnim luni, sâmbătă, că să ajungi și tu acasă, să ajungă și el, dar sper că până luni să am materialul parcurs. Până atunci sper să ajung pe vineri. Vineri pe live, da. Și până atunci, pe mâine seară, trebuie să verificăm, să vedem dacă conexiunea acolo unde voi fi, va fi ok și voi putea să fac și vineri treaba cu live-ul. Bine. Multă sănătate. Sănătate. Sănătate.